Da, mă, mai că ne acuză PSD-iștii după aia că suntem violenți agresivi, da. Stați așa. Putem să spunem guvernul jos, noi, România 30 de. România stă alături de toți din România 30. Suntem la Roma, dragii mei, ați văzut în primul material filmat de la distanță ce am discutat eu cu minunații români care au venit aici. Nu mă așteptam să vină atât de multă lume, mai ales că postați au avut grijă să-mi blocheze contul de Facebook și după ce am făcut evenimentul n-am mai putut să comunic mai departe oamenilor că vin cum vin. Iată că pe YouTube, da, pe YouTube reușesc. Iată că oamenii au venit în număr în cât mai număr mare după părerea mea, având în vedere condițiile așa de război în care am organizat totul. Venim de la servici din oraș. Și eu am vorbit până acum mult, ați văzut pe YouTube ce am spus. Vreau să vorbească acești oameni, să vă spună ei cum se vede situația din țară, cum văd ei ceea ce se întâmplă în România și mai ales să ascultați mesajul lor, cei care sunteți în țară și încă nu sunteți deciși, hotărât să vă implicați. Hai să o luăm așa, să o luăm pe rând, sărut mâna. Pe 10 august, cine a dat ordin să gazeze atâta populație? Dragnea. Cine sunt vinovații să fie condamnați pentru că copiii mei amândoi în București au fost gazați? Eu vreau să toți vrem să știm cine a dat ordin să măcelărească atâta lume în piață, să plătească în fața legii, să iasă toți la suprafață. Bun, dar vreau să vă întreb ceva. Noi știm ordinele teoretic legal că ele apar. Cine le-a dat? S-a gazat înainte ca prefectul să semneze hârtia. Și vreau să vă întreb legat de asta. Cum vedeți dumneavoastră situația de la distanță, da, dintr-o țară civilizată, da? Șefii jandarmeriei, cei trei principali responsabili, ei sunt principalii responsabili și ei au fost avansați și sunt pe funcții. Păi cum poate să aibă loc o anchetă cu ăștia pe funcții, cei care au dat ordine? Credeți că e o anchetă corectă? Pentru că Dragnea acoperă tot. Ca să nu dea jos pe Carmen Dan, i-a ridicat și pe el alții în funcții și nu o să se afle nimic. Noi vrem să știm adevărul. De ce au fost oamenii gazați, bătuți, udați cu tunurile cu apă în piață, că au fost și copii, au fost bătrâni, au fost femei gravide, au fost o groază de tineri care au ce fost. Ce v-au povestit pașne. Copiii dumneavoastră legat că au fost gazați, că nu știau în care încotro să fugă, unde să se ducă, dar v-au spus cumva, mamă, ne-au gazat că unii au provocat jandarmii lângă noi? Nu, e adevărat. Au fost provocatorii lor, care au fost acolo, pentru că am văzut și noi la televizor de aici, au fost provocatorii lor. Deci a văzut până aici la televizor. N-au fost, a transmis realitatea tot. Tot a transmis realitatea. Îi mulțumim la realitatea. Îi mulțumim lui Rareș Bogdan pentru că ne dă o groază de notiții de acasă care sunt adevărate. Și am văzut tot ce s-a întâmplat. Deci n-au fost, că au fost 2-3, poate că au fost băuți, dar restul au fost ai lor infiltrați. Cine a bătut? Oricum, stați un pic, oameni. Că se întâmplă și aici în Italia. Cineva face ceva rău unui polițist, dar asta nu înseamnă că umblă poliția pe stradă și bate pe toată lumea, pe care nu îl primește. Nu e la bătaie, nu? Au fost băgați acolo, erau diversiunea aia. Vreau să vă întreb ceva. De unde ați plecat din România? Din Olteniță. Din Olteniță. Când ați plecat? În 2002. În 2002. Ce v-a alungat din țară? Sărăcia. Pentru că aveam doi copii, eram singură și trebuia să-i îi țin în facultate. Și de ce nu s-a putut în Oltenița să aibă un om? Pentru că Oltenița, datorită lui Iliescu, o firar mama lui Adracui, că a făcut toate uzinele, a vândut tot. Noi aveam filatură în Oltenița, aveam șantierul naval, aveam turnătorie, aveam fabrica de conserve, erau locuri. A distrus tot, le-a vândut, a rămas. Dar unii sunt convins că s-au îmbogățit pe acolo din chestia asta, nu? Mulți. Și dacă îi căutăm foști comuniști, foști securi. Nu? Păi, bineînțeles. Haideți să mergem mai departe. Bună seara. Bună seara. De cât timp sunteți aici la Roma? Luna viitoare fac 25 de ani. 25 de ani. Din ce zonă? De unde ați plecat? Din Bacău. Din Bacău. Ce v-a alungat? Din sărăcia și nevoile, că aveam doi copii mici și vedeam că nu se poate da înainte. Nu se putea. Oamenii plecau și vedeai că ăla s-a dus acolo și vineau cu bani și ajutau copiii. Am venit aici ca să-mi ajut familia. Da. Până la urmă am ajuns că o trebuie până la urmă să mă dispart din fosta soție, copiii, am adus și pe ei aici. Suntem toată familia aici. Dar vă interesează totuși situația din țară, pentru că ați venit aici, altfel
ați venit cu tricolorul pe... Mă doare inima. Ăsta l-am cumpărat când am fost acum acasă, înainte de august. Că dacă puteam să vină pe 10 august, mama mea ar fi... Ce părere aveți despre 10 august? Care e opinia dumneavoastră? Ce s-a întâmplat acolo? Cine-i vinovat? Opinia mea că oamenii s-au dus... În august? Da. Să vin aici, să vin aici. Da. Oamenii s-au dus cu bună credință. Oamenii erau toți de bună credință, fără să facă panoramă. Ei au plătit. După mine, ăia care au venit și au făcut scandal, erau plătiți, erau ca să facă, să poată vagabonții lor, jandarmii, miliția, că e nu jandarmi. Asta e miliția, de vremea lui Ceaușescu. Da. Ca să poată să aibă motiv, să-i gazeze pe oameni, să-i alunge, că le era frică. După aia vin pe propaganda lor și ne răstălmăcesc nouă cuvintele, dar și ne acuză pe noi că am incitat. Așa este, dar așa face tot. Că eu le-am zis oamenilor că pot să depună petiții. Păi cum să fie asta incitare, că spune un om, avem dreptul să depunem petiții. Păi dacă tu vrei să depui o petiție în Italia, la primărie, la undeva, nu te lasă cineva, îți spune, n-ai voie să intri. Nu, că așa am hotărât eu, jandarmul, că tu n-ai voie. Dacă unul spune ceva, îi răstălmăcesc toate treburile și îi spun din partea lor. Haideți aici, că înțeleg că ați fost, da. Erau jandarmi care, eu am fost pe partea... Deci pe 10 august ai fost la... Am fost acolo. Ați fost și dumneavoastră pe 10 august. Unde, în ce zonă a pieței? Am fost pe partea... A, da. Salutare, da. Am fost pe partea stângă. Da. Ok, deci erau persoane înălțime, tip 1,70 m, 1,80 m, da, cu măști de gaze performante. Da. Tip 3 filtre, cagulă exact, care treceau pe lângă noi cu bucăți de bolovan de borduri în spate. Da. Deci mergeau scuzat și mergeau înainte. Și ea n-aveam nicio treabă cu diaspora. Deci noi nu aveam nicio treabă, noi stăteam, strigam jos, foția jos, peste de tot. Deci nu ne cunoșteam absolut nimic. Treceau persoane cu filtre, cu măști performante. Da. Deci astea, de unde frate? Măști special? Și pe ea nu-i caută. Pe ea nu-i caută. Despre ea nu vorbește Carmen Dan. Despre ea nu vorbește Dragnea Olguța Vasilescu. Păi da, de ce? Au instigat la violență. Acuză oamenii din diaspora că au comis violență. Au instigat la violență ca ei după să arunce gaze în toate părțile să ne lovește. Cum a fost? Ați fost lovit, gazat? Ce ați pățit? Gazat începând la ora 1:30 de... Și când ați fost gazat în fiecare situație, dumneavoastră sau cineva de lângă dumneavoastră a făcut ceva provocator la adresa jandarmului ca să justifice cazul ăla? Nu, deci fugeam că nu se putea respira. Fugeam, aveam un tricou care mi-l puteam la gură, trecea și pe-n tricou, trecea absolut. Intram pe-n restaurante care erau în zonă, ne lăsau să intrăm la baie, ne spălăm pe ochi și asta, ieșeam afară, ne întorceam înapoi în piață. Iar ne gazau și aceeași chestie. Bun, hai să mai ascultăm o poveste. Ați fost în piața Victoriei 10 august. Eu am fost în piață. Povestiți de dimineață, de la 6:30. Am fost la prima ediție de la Realitate. Pe loc acolo. Da. După mine... Nu au fost ordinele sau părerea mea a fost niciun veceu public, un singur veceu public care era ascuns, Dar totuși trebuia să iasă. Deci costă 10.000 de oameni în veceu. 100 și ceva de mii de oameni era un veceu care era ascuns, era undeva în sus, pe partea dreaptă. Noi ne-am dus, deci noi ne-am dus, eu am fost de mai multe ori la gara la jandarmi și le-am spus jandarmilor să transmită mai departe. Numărul 1, că aici în piață nu e vreun partid și că e tot poporul, că sunt oameni foarte mulți. Numărul 2, că cineva ar trebui să vină să discute cu oamenii, un reprezentant al guvernului sau cineva. Și la portavoce, atunci când am vorbit la megafoane, ați văzut că am făcut apel la președinte. El a dat un comunicat de presă. Știți care a fost chestia? Jandarmii din față. Da. Primul rând, jandarmi au fost copiii toți. Da, i-am văzut și eu. Da. Aveau 22-23. Și șmecherii din spate aruncau cu... Burtoșii aia cu burți stăteau în partea aia. Și am mai văzut ceva, vreau să-mi spuneți dacă ați observat dumneavoastră, eu am observat. Într-adevăr, primii din față erau copii și vorbeam cu ei și unii mă aprobau, îmi făceau semn, ai dreptate. Jandarmii spuneau, dacă plâng sau se plimbau, să spuneți dacă ați văzut și dumneavoastră asta. Și în spate se plimbau șmecherii cu butelii și intrau din când în când printre ei, dădeau cu gaz și plecau. Fără să fie vreun motiv. A doua zi am avut dialog cu jandarmii, care am întrebat de ce, dacă este voie să-i dai direct în ochi, de la o distanță de 5 cm. Direct în gură. A zis că nu este. Sunt filmări unde se vedeau că... Sunt oameni, vreau să vă întreb despre asta. Sunt oameni și acolo... Imaginile sunt clare, vinovățile sunt clare. Hai că în alte părți e discutabil. Dacă la gar cineva a împins, a tras de ce nu se trag la răspundere? Sunt oameni fugăriți pe străzile din jurul pieței Victoriei, turiști scoși din taxiuri, oameni loviți cu bastoanele în cap, deși erau cu mâinile sus. Ce s-ar fi întâmplat în Italia dacă apăreau imagini la televizor cu oameni care sunt cu mâinile sus și sunt loviți cu bastoanele peste cap de polițiști? Ce se întâmplă?
Ce s-a întâmplat? Era revoluție, cădea tot. Cum vă explicați că oamenii ăia, măcar acei jandarmi, ăia sunt pe funcții, bine mersi? Tu dai mine, eu dau un vin. Au primit ordine. Eu cred că jandarmii nu-ți devine. Pentru că este un ordin, ai un jurământ ca în armată. Cine a făcut armată? Eu am făcut în armată. Când depui un jurământ trebuie să... Da, dar zice ordinul... la regulamentul militar că ordinul ilegal poți să refuzi. Nu, no. Zice la regulamentul militar. Când a făcut armată, ordinul se execută și după aia poți să... Nu e adevărat. Eu nu le-am executat. Și jandarmii indiferent, ordinul se execută. Cine a făcut armată, ordinul se execută. Eu am fost în faza, dacă știți, unde s-a dat foc pe bulevard. Da, am văzut acolo. Chestia ce nu mi-a plăcut. Erau 10-12 puști care au strâns brăduleții aia și au dat foc. Noi, toată diaspora, să zicem așa, ne-am dat la 30 de metri. Deci nu era din grupul oamenilor. Și nu a venit niciunul să-i prindă. Un jandarm să-i prindă. Un jandarm, adică i-au lăsat. Impresia era că ei sunt lăsați să-și facă de cap. Aia au fost lăsați să-și facă de cap. Da. Eram la... Era un McDonald's. Da. Chiar în fața la McDonald's acolo era. Bun, hai să mai ascultăm. Hai, haideți să coace că... Păi cam sau, ce a spus el. Să... A vorbit cam mult. Așa, bun. Hai să povestesc, nu știu ce s-a întâmplat. Deci, că e important să se audă lucrurile. Am fost acolo în piață, m-ai văzut la aeroport, am plecat singur, n-am avut cu cine să... Să merg împreună. Cam ce a povestit ei, asta s-a întâmplat. Aceeași poveste cu jandarmi. Aceeași poveste cu jandarmi, cu gaze. Bun. Toți vreau să întreb ceva ce am întrebat și pe cei dinainte și întreb pe, peste tot pe unde merg. Vreau să întreb că asta e, poate părea redundant, dar e bine să-l audă oamenii, nu cei din diaspora, că cei din diaspora știu că fiecare are o astfel de poveste. Și milioane de oameni care stau acasă și acceptă pe acești ticăloși. Când ați plecat din țară? Când am plecat din țară? Da. Câți ani sunt de privegie? Din 2002 noiembrie, deci ar fi 16 ani. 16 imediat. Ani. Din ce zonă, din ce oră? Din Sibiu, de lângă Sibiu. Din Sibiu. Sibiu o zonă care nu e, e ok față de restul. Ce v-a alungat din țară? Sărăcia și imposibilitatea să faci nimic. Da. N-avea nicio pretenție să poți da înainte. M-am căsătorit tânăr, aveam o familie, nu puteai să trăiești în țară. Și de ce vă implicați? Păi eu vreau să, eu n-am venit să îngroș de diaspora, să fiu diaspora aici, eu vreau să mă întorc acasă. De 16 ani visez lucrul ăsta, înțeleg? Da. Deci asta e problema. Da, mulțumesc frumos, hai să mergem mai departe. Salut una, salut una. De când sunteți aici în Italia? Aproape un an. Aproape un an. A, deci mai recent, mai recent. Nu, am călătorit un pic. Prima am fost în Anglia, după care am venit aici în cauza că este familia iubitului meu. A, ați venit pentru familia lui. Da. Cum vedeți ce s-a întâmplat? Ați fost în 10 august la București? Nu, n-am reușit să. Cum ați văzut ce s-a întâmplat acolo? Revoltător. Foarte revoltător. Nu m-am așteptat ca niște oameni pașnici care protestă să fie atacați în halul ăsta. Cum vi se pare faptul că șefii jandarmeriei care au dat ordine sunt avansați între ei, schimbați și sunt pe funcție? Adică poate avea loc o anchetă corectă în aceste condiții? Eu aș vrea să aibă loc o anchetă corectă. Chiar am avut speranța asta pentru că v-am urmărit când ați spus de toate declarații la parchetul militar și chiar mă așteptam să se ia măsuri după toată nebunia care a fost, dar în momentul în care am văzut că nu se ia nicio măsură, sincer vă zic, am fost foarte dezamăgită. Credeți-mă, eu sunt un copil, am doar 24 de ani, vreau să temez o familie, să fac ceva. În țară nu am avut posibilitatea. Părinții mei, eu am fost un copil care a crescut fără părinți, pentru că părinții au fost în străinătate. S-au întors părinții acasă și a venit rândul meu să plec, pentru că nu am niciun viitor. Familia tot, tot e destrămată, tot de parte din același motiv. Corect. Deși probabil cu toții v-ați dori în țară, că toată lumea trage la țara lui. Până și eu îmi doresc să fac ceva în țara mea, pentru că e țara mea. Eu nu am ce căuta aici, eu trebuie să fiu în România. România e țara mea. Sunt un copil. Un copil care nu poate să stea în țară. Din păcate, este o țară care de prea mult pe mâinile unui tipăluș. Și mă frustrează că sunt atâția tineri de vârsta mea care chiar nu încearcă să facă nimic, chiar nu le pasă, nu văd un pic. Fana mea, nici eu nu știu nimic despre politică, dar totuși văd ce se întâmplă. Da. Văd câte prostii face guvernul și Dragnea și toți. Și câți analfabeți sunt în guvern. Cum se poate așa ceva? Păi nu mă treabă asta, oameni buni. Deci nu mă treabă asta, dacă n-ar fi hoți, dacă n-ar fi ticăloși, mafioți, securiști. Bun, numai faptul că tu ai pus prim-ministru pe una care nu e capabilă să citească un text pe analfabetă. Face gafe după gafe, s-a dus în Spania, i-a speriat pe aia de la protocol, s-a pus aiurea pe scaun. Am urmărit. Deci astea sunt, deci este ceva. Râs de ea. Haideți să vă întreb ceva, nu vă supărați.
credeți că o țară poate să funcționeze cu așa ceva și dacă n-ar fi corupție? Numai ideea asta că pui niște analfabeti, niște proști grămadă. Nu se poate. Cum poate să funcționeze o țară așa? O analfabetă nu poate să conducă o țară. Da. Punct. Da. De când sunteți în Italia? De 16 ani. De 16 ani. De unde ați plecat din România? Din Iași. Din Iași. Ce v-a aruncat de acolo? Sărăcia? Sărăcia. Sărăcia. S-au distrus fabricile. Da. N-am mai avut. Părinții mei, noi, toată familia noastră am lucrat în fabrici. N-am mai avut. În Iași știți că este, în Iași este unul dintre cei mai bogați români, știți? Știți pe Dascălu, pe domnul Dascălu, fiul de mare securist, da, da, da. Care a făcut mall-uri în toată România și la Timișoara. Exemplul ăsta, vă spun, dragii mei, este emblematic. Este emblematic, știți de ce? Pentru că acel mall făcut de Dascălu, fiu de securist, da? Tasu a fost securist, Iulian Dascălu îl cheamă, pe el nu mai țin de pe Tasu, cum îl cheamă, mare securist. Acel mall făcut de un securist în Timișoara, peste drum de Cimitirul Eroilor, este condus de un alt securist din Timișoara, pe care îl cheamă Tudoroae, care era adjunct al șefului securității Timiș, și a fost judecat pentru crime comise în 89. Și ăla, Tudoroae, a fost securist, este bine mersi, mare șmecher, director de mall. Și stă în biroul lui luxos, în scaunul lui de piele, care face cât o mașină pe care o conducem noi, face cât Sandero-ul meu, numai scaunul lui de la birou. Și stă cu picioarele pe masă, trage din whisky și din trabuc. Și pe geam ce este, ce vede? Cimitirul Eroilor. Înțelegeți? Da, înțelegeți? Un exemplu bun. Deci asta este, asta este o imagine care dincolo de orice spune. De fapt, care este drama noastră? De ce dumneavoastră de 16 ani sunteți pe drum? Pentru că ei care au fost în cârdășie cu Ceaușescu, care au făcut toate ororile alea, că Ceaușescu un singur om nu putea să facă. Acolo au fost mii de oameni în eșalonul 2 care au făcut mizerile alea. Pentru păcatele lor și al lui Ceaușescu, l-au omorât pe Ceaușescu și după aia ei au continuat în felul ăsta. Sătuna, de când sunteți în Italia? Mai bine de 15 ani. De 15 ani. Mai bine. De unde? De unde ați fost? Sighetul Marmației. Din Sighetul Marmației. Da. Ce lucrați aici? Lucrez golf. Da. Da, e foarte greu, chiar doresc să mă întorc în țară și chiar am vrut să mă întorc în țară. Am companiu italian care și el vroia o pensie bună, zice, trăim în România. Vrea să vină în România. Da, dar vede taxele și prețurile care ne-au speriat. Vreau să vă întreb și despre asta. Prețurile... Cum sunt prețurile în Italia comparativ cu România? Vai de capul meu, păi la Roma sunt mai ieftine. Apa în Sighetul Marmației, chiar să vădă toată lumea, chiar sighetenii vă rog, Maramureșenii... E o zonă cu mii de râuri, de... De 4 ori e mai scumpă, credeți-mă, apa în Sighetul Marmației. La ce apă vă referiți? Apa de la apa de la din magazin sau apa de la robinet? De la ce plătiți la regiua de apă? De la robinet, da? Din serios? Casă. De 4 ori ca la Roma plătesc mai mult. Mai mult pe același la consum? La Roma plătim 80 de euro pe an și în România plătesc de 4 ori, am făcut calcul. Și Roma, mă rog, aici o să ne zică cei de la regia de apă din Sighetul Marmației. Da, domne, dar la Roma de 2500 de ani au făcut ăștia alimentare cu apă. Care? Că au scumpit acum câteva că nu, făceam o glumă, da. Nu, și prețurile la alimente și toate alea. Cum sunt prețurile la alimente comparativ Italia cu România? Că eu pe unde am fost, chiar și în Suedia am adus cineva într-un magazin și mi-a arătat concret. Uite, asta sunt mai scumpe în România. Mai scumpe decât noi în Italia. Noi ne cum pot trăi părinții noștri, pensionarii care au lucrat la CAP-ul. Eu sunt din Brancea. Mă rușine să spun de la Oprișan, de acolo. Din satul lui Tudorel Toader. Serios? Sunt din satul din Baștina lui Tudorel Toader. Mă rușine. Dar părinții lui ce au fost acolo? Părinții lui sunt oameni onești. Da? Au fost întotdeauna onești. Dar pentru faptul că s-a aliat cu clica asta de hoți, ne-a adus o rușine. Deci, ne-a adus la o parte care noi nu suntem pesediști. Că tot satul... Să nu vorbim, că este... Am fost pe 10 august... Pesediștii din sat îl consideră un mare erou pe Tudorel Toader. Nu, el a doborât-o pe Chiaveș. Vedeca satului a venit la zilele comune acum. Da. Vreau să spun că am mers și l-am felicitat pe domnul ambasador care este în Rusia. O rușine, domnul ambasador nu poate să meargă să-și viziteze satul, pentru că nu este asfaltat. Da. Nu este asfaltat. Și a zis, dacă ai întins, i-a spus domnul primar, în Saramură cu Oprișan până la momentul ăsta, mai întingi în continuare să asfaltezi satul, da. Că nu... E o rușine. Dar cum vă explicați fenomenul Oprișan? Că eu de multe ori am încercat să înțeleg cum e posibil, totuși,
ca un, un fost cost de portofele. Am fost, știți că am fost în Focșani la întâlnirea cu oamenii de acolo. Cum am făcut aici, am făcut la Focșani cu grupul pentru inițiativă legislativă și revizuirea Constituției. Am scris pe Facebook, venit la Focșani. Și au venit la Focșani. Salutare, da, imediat am închis înregistrarea și am venit la Focșani și era cineva din Italia. Un român care a fost în gașcă cu oprișare, nu știu ce cartier. Așa, din sud, dar a venit și era din Italia, a văzut că eu vin și a zis: "Domne, eu te urmăresc pe Facebook, mă bucur că în Italia n-am putut să ne întâlnim, ne întâlnim aici." Și mi-a povestit, ăsta a fost hoț de portofele. Deci ăsta a fost hoț de portofele. Cum poate un hoț din buzunare să controleze 20 de ani în județ? Pentru că lumea este ignorantă, este destul de ignorantă, deci nu are puterii, deja ei au pus mâna pe județ. Domnul Mălin, noi numai da. Județul Vrancea. Domnul consilier al primului ministru. Haideți aici, se audă, da. Vreau veniți să vă spun aici. Că am fost și pe 10 august, am fost la București. Ați fost la București? Am fost lângă Muzeul Antipa. Da. Deci, stați un pic acolo, PSD-ul, propaganda lui și Antena 3 au acuzat oamenii de la Muzeul Antipa, inclusiv jandarmeria și Carmen Dan când a prezentat firul evenimentelor. A zis, mi-aduc aminte perfect în conferința de presă, cred că imediat după ce m-a acuzat pe mine că eu nu știu ce am făcut, a zis că cei de la Muzeul Antipa au distrus mobilierul urban de acolo. Dar care mobilier? Că noi băncile am stat în stradă. Eu m-am dus a doua zi acolo și erau băncile ok, nimeni n-a distrus niciun banc. Deci poate gărdulețul din față, în momentul când s-a dat cu gaze și a venit invazia de lumea asupra noastră, era normal ca să-ți găsești strada de ieșire, să nu fii... V-ați dus unde ați putut să mergeți, nu? Unde am putut, pentru că ați căzut peste mască cadă. Cu tot, că am cumpărat mască de la farmacie, că deja de la ora 4 și un sfert când s-a început, din fața Parlamentului, a fost o instigare, deci noi am mers și am strigat, am protestat în liniște și în pace, nu am forțat niciun gard, nimic. În momentul ăla s-a dat un gaz fără... din ascuns, nu știu de unde a ieșit da, gazul ăsta, așa, și la acel moment lumea s-a enervat, a ieșit din fire. Și încet spre seară, deci ca să spun la ora 10, părea un foc de artificii, bubuiturile alea ca la anul nou. Da, deci, da, bum. Grenade aruncate așa? În spate, în mulțime, eu odereau femei și copii. Eu mulțumesc Dumnezeu că nu mi-am luat băiețelul cu mine, pentru că m-am așteptat că poate să întâmple lucruri urâte, pentru că s-a așteptat că o să fie și de-ai lor infiltrați printre noi și atunci am zis nu mi-au băiețelul ca să-l terorizez pe acolo. Deci la Antipa, dar ca să trage concluzia, nimeni n-a distrus nimic. Ei au vrut să ne aducă o imagine destul de urâtă diasporii, prin faptul că au dat gazul, revolte lumea, să-i agite. Da. Să ne instige, dar la noi a fost doar... Să-și bată joc din noi, sigur. Garte am fost destul de liniștiți, era... Da, au cedat singure, da, sub greutatea. O bucurie, când am văzut piața plină, era o bucurie, eram așa de liniștiți, totul spunea, vrei să vezi ce frumos este în piață. Din frumosul care era și eram liniștiți, doar strigam jos PSD, în momentul acela s-a creat haosul. Este asta și a mers destul de pace. Vă mulțumesc foarte frumos, din păcate am un tren de prins și trebuie să plec. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați venit. Da, multă. Și stați așa să... și vă promit... Nu mai spuneți că iar o să zică că am mai zis unul în glumă odată în timp ce filmam un editorial. Acum vreo 9 luni de zile, cineva în glumă în timp ce filmam un editorial a strigat, dar în glumă, deci eu mă lipă o senator. Și de atunci toți, vrea să facă partid, vrea să facă aia, mă acuză de toate relele din lume. Vă mulțumesc frumos, dragii mei, aici sunt românii de la Roma, vă salută pe toți. Noi o să ne vedem și la Milano și la Zurich. Salutare. Mulțumesc de tot așa.